sunt părinți, dragi elevi, bine ați venit la cea de-a 6-a ediție a proiectului educațional 10 povești de succes. Proiect la care avem invitați personalități remarcabile din diferite domenii, din diverse domenii, pentru a motiva, pentru a inspira generația prometeistă într-o devenire a lor. Astăzi suntem la cea de-a 6-a ediție și vom fi într-un nou format. Invitata noastră de astăzi este din domeniul design vestimentar și antreprenoriat. Noi avem prometeiști pasionați de acest domeniu. De aceea, cea de-a 6-a ediție va fi moderată de eleva clasei a 12-a B, Loredana Croitor, o prometeistă deosebită, o fată inteligentă, modestă, cu dorința de a excela și cu pasiunea pentru tot ce este frumos. Loredana, te invit aici și îți urăm succes în... Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți la proiectul nostru 10 povești de succes. Dragi colegi, invitata noastră de astăzi este o doamnă cu un spirit antreprenorial puternic și cu un simț estetic deosebit. Tatăl fiind din Bangladesh, iar mama moldoveancă, dragostea sa pentru frumos și individualitate a fost cultivată încă din copilărie. La doar 18 ani a reușit să-și deschidă propriul atelier de cusut. Cu un început de doar 7 angajați, a reușit să îmbrace oameni renumiți. Colecțiile sale impresionează plăcut prin armonizarea perfectă a calității stofelor și a modelelor rafinate, la prețuri accesibile. Atunci când creează modele noi vestimentare, o putem găsi la prezentări de modă. Este vorba despre Georgeta Mir, designerul și fondatoarea brandului Georget, care reușește să transmită încredere și o stare de bine fiecarei femei, indiferent de culoarea părului sau de proporțiile sale. Vă spun încă o dată, bine ați venit! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație. Mi-a fost foarte plăcut și onorabil să fiu invitat la așa un eveniment. Cred că ar fi bine să spuneți, să-mi dați întrebări și atunci mi-am mai ușor să am pregătit un set de întrebări pentru dumneavoastră. Haideți să începem cu întrebarea despre copilărie. Cum a fost copilăria dumneavoastră și ce impact au avut părinții asupra spiritului antreprenorial și al disciplinei? Mămica mea e profesoară. E profesoară de limba spaniolă. Puțin mi-a cunoscut lucrul acesta de profesor. Tăticul meu a fost un antreprenoriat din start. Bunica medic, bunel a fost inginer și cumva, să spunem, că am crescut într-o familie intelectuală și care era pasionată de a reuși în viață, hai să spunem așa, fiindcă bunii mei au fost la țară, sunt din raionul Rezina, dar o chestie care tot timpul pentru mine cumva era o mândrie, că ei erau în sat, așa cum se spune, oameni gospodari. Și cred că asta vine de la fiecare în parte important spre ei ce e mai bun de la părinții tăi, de la rudele apropiate, de la bunei. Pentru mine au fost ca o mândrie, să știu că bunica povestea, eu venit străină în sat și când a întrebat doamna la care trăia ce crede despre viitorul ei soț, despre bunelul meu, ca gen, din ce familie sau nu știu cum, doamna aceea a spus, e din oameni. Și asta înseamnă mult pentru toți. Și pe de altă parte, tot spunem o altă latură a familiei, ceea ce pentru mine a fost tot eu mândrie foarte mare, este bunelul meu după a doilea război mondial, a rămas în România, că așa au fost timpurile, cred că v-ați învățat istoria și consecințele a doilea război mondial și el acolo a ajuns în cariera lui să fie director de filială la Banca Națională Română, pe timpul sovietic, în București,
Și pentru mine asta tot așa e o mândrie, reușita lui în viață. Încă noi acum vedem ce se întâmplă cu războiul din Ucraina și cât de strașnic, cu toate că noi nu suntem cei mai afectați direct, anunca bombe în cap. Și când noi să ne gândim oamenii cei care au trăit în perioada aceea și au căzut bombe în cap și au luptat pentru ca să supraviețuiască și după asta au reușit să treacă, să punem pentru prin acea traumă și pentru acel frică de viață care au avut ei și să reușească ceva în viață să facă, asta înseamnă mult. Despre copilărie, eu am avut o copilărie, spunem așa, eu eram unica nepoțică între rude la moment și a fost destul de privilegiată și alentată. Din pasiunea de rochițe sau de haine a venit undeva chiar din copilărie, când plăcea să mă joc cu păpușele și cu stofile, o rudă de-a mea era căsătorează. Tot timpul luam cârpe și îmbrăcam păpușele și asta era o pasiunea mea aparte pentru fashion. Și deja, din pur accident, poate careva de voi tot a fost în așa situație, m-am dus în clasa întâi, alături de mine era o fetiță, părinții ei erau pictori și ea se ducea, atunci era lagru, nu lagru, dom pionier, nu, casa pionierească. Și îi spun, eu mă duc la pictură, părinții o trebuie la pictură, că părinții am erau pictori, vrei cu mine, hai cu tine. M-am dus și eu la pictură, neavând absolut nimic direct în familie, în tangență cu pictura. Bunelul meu a lucrat și ca profesor de desen linear, dar să zicem, asta nu e artă, nu e pictura, asta mai multă inginerie. Așa se cred că cea mai apropiată tangență care am avut-o eu cu pictura. Și deja dacă m-am dus cu ea din clasa 1, așa a fost până în clasa 10. Nu știu dacă voi acum învățați desenul linear, sau dacă nu mai există, ca și să... Părerea mea că e foarte... e o decizie foarte proastă că a fost scos, fiindcă dezvoltă foarte mult viziune 3D, da? Tu înțelegi cum e construit orice obiect și asta îți dă o viziune pentru foarte multe alte lucruri care trebuie să le înțelegi cum ele sunt în 3D, când vedeți frontal și nu știu, același design al interiorului, poate careva din voi vor să devină design de interior, atunci voi trebuie să învățați bază de desenul linear. Și la moment noi când avem desenul linear și avem facultative de ore de pictură, profesoara scotea 4 desene de la colegi și îmi spune, astea tăi le-ai făcut tu? Că eu făceam la toți colegii, nu la toți, la o parte din colegii, făceam eu desenul linear. Și după care, când am finalizat școala, când învățam eu, erau doar 11 clase și eu am avut ideea că eu am vrut să plec să studiez peste hotare. Percepția mea de modă era că moda se face în Milano, moda se face în Italia, eu vroiam în Italia. Părinții mi-au spus, nu, în Italia sunt multe droguri, tu nu te duci în Italia. Italia mi s-a terminat. Neîncepându-se. Și ei aveau prieteni în Londra, care n-aveau nimic în tendință cu moda, ei doar au mers pe Oxford Street, asta e strada de retail și de fashion în Londra, unde sunt toate magazinele, toate univermașele. Și au văzut că e scris pe o clădire London College of Fashion, au văzut cuvântul fashion și cuvântul college, la dânsul ei s-a coincis tot și a luat broșura de la colegiul Ceala și eu deja am aplicat la el. Din coincidență, e a doua universitate. În Londra e diferit de Modo, dacă noi avem definiții de colegiu, definiții de universitate, la ei nu este diferit. Poate să numească și școală, adică denumirile este institut, universitate, colegiu sau școală, ele nu au semnificativul care l-au în Moldova, ele toate sunt instituții superioare de învățământ. Oricare din ele pot să aibă câteva niveluri de diplome, diploma fiind
genul de ca iau diploma națională care se echivalează cum e la noi diploma de colegiu. Au BA Honors care se echivalează ceea ce e la noi diploma universitară. Mai departe au master, PhD și așa mai departe. Și atunci la ei am făcut și diploma națională, cum ar fi un colegiu de 2 ani, și am aplicat deja, am fost admis automat în anul 2 în, la studii superioare, BA Honors, ce ar fi studiile de design, studiile universitare pentru design și tehnologie. Bine, mulțumim foarte mult pentru răspuns. Deci, într-un interviu am auzit despre noaptea în care ți-a angajat 30 de cusătorese. Mi s-a părut extrem de impresionant. Ne puteți spune mai multe despre această experiență? Noi am început să lucrăm ca atelier, cum ați spus, și deja după când am mutat la studii. Avem idee că vreau producere, întrebarea era ou sau găină, ce înseamnă, sau cumpăr utilaj și angajez persoane, sau găsești comenzele și după asta cumpăr utilaj și angajez persoane și nu știi care e prima. Noi totuși am mers la risc și am cumpărat utilajul, am pregătit încăpirea, dar noi nu avem angajați. Acum, avem angajați, dar doar acei din atelier, 7 persoane, așa nu reprezintă producere. Și mai târziu noi am început, pur și simplu am pus anunț, angajam persoane, am mers la risc la care nu avem nici comentă în moment. Pur din coincidență, prin niște cunoștințe, am aflat că Max Mara a deschis oficiul în Moldova, ne-am adresat la ei, ei au avut curajul, reprezentantul tehnic al Max Mara în Moldova, era un băiat, eu încă 27 de ani, 30. Есть борьба с популярной, а чел диерко из диаз, кам аша сол примит, и ел фиин тот парти центинер, фосин дама тур, ну и раз, аша сон риску спону команду ди Макс Мара, как есть он бренд интернационал, энтро компании фер ангажат. Ел арискат, ну я мучек у сколоберен, ши Tratat am mers pe calea asta de a produce pentru străini. Ideea care a fost din cine am început să produce pentru străini. Inițial și n-am lansat marca proprie pentru a acumula experiență. Eu știu că sunt foarte multe istorii de succes care îți povestesc foarte frumos și roz, dar nu este frumos și roz tot. Adică n-aș, nu v-aș încuraja nici pe unul să credeți în povestea că e frumos și roz ca în film, nu e frumos și roz ca în film. Noi am, chiar unde învățam eu, fiind și la ziua de azi, tot este a doua universitate după prestigiul în lume cu diplomă, ceea ce înseamnă că noi trebuie să ducem la practică, tot așa, ne-au strâns 100 de persoane în sală, a venit un jurnalist Italiei Mondial, ne-a povestit ce înseamnă industria fashion și la care ne-a spus că vă duceți la practică și dacă voi la Vivian Ustrud vă spune strângeți aci de pe jos, voi strângeți aci de pe jos. Dacă voi v-a spus faceți cafea, voi faceți cafea și voi nu dați întrebări. Și voi trebuie să fiți ca sponge, ca bureta, să absorbiți, să observați că în companie ce e, nu știu, file-urile stau pe poliță așezate în așa ordine, în file-urile cele așa informații. Materia primă se duce, se descarcă în încăperea aceea cu așa acte, orice ce informații. De la orice angajat a companiei, frumușel, în cetișor, vă apropiați și întrebați ce vă interesează, ce voi vreți să știți. Vă comportați absolut așa, ca o umbră pentru angajații din companie aceea. Cei ce am văzut că la noi, că noi tot luăm studenți, din și avem studenți la practic, nu știu de ce universitățile locale le inspiră o aroganță falsă, un, spunem așa, într-o știți așa, o stăjită în zircălă. Ei cred că rozul e alb, dar rozul nu este alb. Și atunci se formează așa o iluzie
că ei vin și cred că să stai lângă dânsă și să te acordi atenție. Și pe mine, pe mine asta mă atacă tare mult, fiindcă asta e o universitate locală care are un curriculum de studii extrem de slab comparativ cu universitatea care am învățat eu. Eu mâine mă duc și bat la ușă la Dior și mâine se deschide ușa de tot acest unii colegii din care eu sunt. Dar dacă voi care vă duceți să învățați psihologare, trebuie să luați în vedere și lucrul ăsta. Nu orice universitate din Londra sau din Italia sau din America, indiferent de unde în lume, dacă ea e din UK, înseamnă că ea e bună. Sau dacă ea e din Italia, înseamnă că ea e bună. Nu, asta nu. Sau dacă ea e din Milan, înseamnă că e bună. Sau dacă ea e din Paris, înseamnă că e bună. Nu. În categorizarea mondială a universităților există o listă de prestigiu. Da? În Londra, știu că în presa engleză o găsești, este chiar categorizarea cine pe primul loc, a doilea după prestigiul universității. Și când aplici la ele, tu trebuie să aplici la cea mai bună. Da, ai șansa să nu te primească. Eu n-am știut, eu știu că nu aveam curaj. Eu când am aplicat la prima facultate, la Londra, la gen cum ar fi nivel de colegiu, eu pe urmă am aflat că erau 25 de oameni pe loc. Asta a fost 20 de ani în urmă. Acum eu cred că sunt 50 pe loc. De exemplu, universitățile engleze, eu știu că acum e supraîncărcate cu cerințe de studenți din toată lumea. Voi când ieșiți în exterior și aplicați la orice universitate exterioară, mai ales la este bune, voi aplica, vă puneți în concurență cu studentul din Japonia, China și orice unde în lume. Și poți fi cu 10 capuri mai înalte ca voi. Azi vă dau un exemplu de vostru din Prometeu. Fratele meu învățat aici, la Prometeu, și când îi trebuiau să duc să aplici la universitate, el tot a învățat. Da? Da. El tot, ei tot, și mai mulți studenți, atunci nu știu dacă toți din Prometeu sau din, poate din altă școli, din Moldova, au aplicat în Londra, în același an, la universitate, și mi-au spus că erau vreo 19 și erau unii copii de bani gata. Puteți să aveți în viziunea voastră milioane din Moldova. Dar comparativ cu nivelul la orice care altul din China sau din Japonia, asta nu reprezintă nimic. Adică de la cei că tu crezi aici că ești primul după starea ta financiară, comparativ cu globul mondial, nu ești primul și așa, uleacă, trebuie coborâi pe pământ și înțeles unde ești. Nu trebuie ridicat nasul tare sus. Din 19 în universități bune au numerit 4, inclusiv Shahin. 4 din 19. Asta tot a fost 10 ani în urmă, asta nu a fost acum. Acum concurența e încă mult mai mare. Și toate universitățile mondiale, care îți dă prestigiu, ei foarte mult acum se axează pe letter of motivation. Nu știu dacă voi asta practicați aici. Eu am scris-o și eu tot m-a ajutat cineva să scriu la timpul meu, dar atunci ca să nu era de catastrofal. După cum eu explicat Shahin acum, e extrem de important. Poți să ai 10 pe linie. Dar dacă n-ai un letter of motivation foarte bine scris, să știi de ce tu vrei să fii medic în universitatea X sau jurist sau pedagog sau nu știu ce nu vrei să fii tu, orice profesie n-ai alege, la o universitate prestigioasă, dacă ei nu văd în tine potențialul că tu o să ajungi mâine o persoană să le reprezinți numele, ei până și nu interesează să știe. Poți să ai 10 pe linie. Absolut deloc. Acum la așa nivel s-a ridicat concurența asta, fiecare universitate vrea să scoată oameni văzuți, vrea să scoată personalități care ajung cineva în viață. Dar și cerințele sunt foarte mari, și ca studii nimeni nu o să vă corcolească. Eu presupun din ce văd eu aici local, după cum eu văd studenții la universitate, profesorul e pretarie lentă. Acolo nu te alinte nimeni. Și de bibliotecă ai deschis 24 din 24, treaba ta, dacă tu ești trebuie până la 5 dimineață să citești o carte, ori să faci un research oarecare,
Deci 6 până la 5 dimineața și fără serci. Dacă ești încetișor și de-abia te miști, asta e treaba ta. Dacă ești mai repejor și tu reușești să faci până la 6, foarte bine, fă până la 6. Pe nimeni nu-l interesează. Adică ei, și concurența, nu știu dacă v-ați văzut studenții chinezi sau japonezi, dar acolo trebuie să te bați cu dâna. Adică în sens că e o bătălie așa, cam la cuțite. Și nu, nu, nu comparați după standardul ce vedeți voi aici local, că standardul mondial nu e ăsta. Ca rezultat, de exemplu și nouă ne-a spus, voi ați fiți acei, noi eram 100 în diferite domenii, voi ați fiți acei 100 care s-au format industria mondială. Eu atunci nu tare înțelegeam, fiind student, ce înseamnă asta. Deja când am început să lucrăm ca întreprindere, eu am înțeles ce e asta. A venit o companie italiană, doar în vizită, vara, în iulie era. Nu ne-a învățat. Ne-a spus, ne-am învățat, a, dar doi pe toți angajăm de la voi. Toamna, mă sună brokerul vamal. Ai un camion în vamă. Și camion, parcă nu aștept nimic. A, uite, compania asta și asta. Și eu înțeleg compania în baza numelui universității. Adică ce înseamnă universitate bună? În baza numelui universității, noi n-am făcut probe, n-am făcut nimic. O considerat că ei pot să plaseze în Moldova, un camion de produse. Asta era vorba de 3.000 de produse sau ceva de genul ăsta. În domeniul producerii, asta e o responsabilitate foarte mare. Ei nu au avut nicio tangență cu mine. Eu a fost odată în vizită. Doar în baza numelui universității. De asta și vă spun că universitățile știu de lucrul ăsta, ei ne monitorizează. Până și în ziua de azi, eu primesc scrisoare la universitate, care este cariera mea, ce am făcut, ce am realizat, cine sunt, e ce. Dar pentru asta trebuie de muncit. Și eu, de ce accentuez lucrul ăsta? Pentru că eu am văzut atitudinea la studenții noștri, consideră că toți trebuie să închină la dâns și nu, nu e așa. Și mai ales în piața mondială, că eu știu că bună parte de voi, cum o să plecați pe scurtare, nu se închină nimeni la voi. Absolut nimeni. Și coroanele deodată trebuie scoase și cu cât mai cu sârguință voi să lucrați asupra... Eu mă duceam, noi avem, noi eram o gașcă de 5 persoane și în universitate eram... Aici când te duci cam astăzi de o vârstă. Dar acolo eu eram, un băiat mai austriac, mai mare decât mine, cu 10 ani, care avea vreo 30 ceva de ani. Vezi cel austriac, îți minte cum îmi spunea, cum de tu ești la 19 ani, acolo unde eu sunt la 29. Și voi să vezi colegi de aici, care poate fi absolut de bine, umbla bram la el ca chelner, că vă doriți să-i se regăsească și să regăsi vreo 10 ani și apoi hotărâi că să fac așa. S-o fac o două, trei facultăți și pe urmă hotărâi că vreau să fac așa. Și atunci, noi avem cursuri de zi, cursul de bază, cursul de zi, și seara era o universitate, avea part-time courses, asta voi tot o să găsiți în multe universități internaționale, au evening courses, part-time courses, era curs pe broderie, noi ne ducem la curs pe broderie, curs cum scoți jacheta Chanel, noi ne ducem la curs cum scoți jacheta Chanel, curs cum să faci costumul clasic, bărbătesc, este Savile Row în Londra, unde sunt toate atelierele de costumele bărbătești, unde se îmbracă toți președinții, toate familiile regale mondiale și bărbații acolo își fac costumele. Curs, cum să faci costumul bărbătesc, noi ne-am dus la costumul. Și tot așa noi îmblam la diferite cursuri de genul ăsta și asta era deja, nu era pe programe de studii, nu stă profesorul să-ți spună că du-te și învață-o, du-te și fă. Poți să nu faci nimic. Așa cum e foarte simplu. Eu nu știu cum la alte facultăți, dar la facultatea noastră era așa. Ai o notă pe trimestru. Din octombrie până în decembrie ai o singură notă pe proiect. Proiectul înseamnă că noi facem pantalon. Pantalonul ceala trebuie să arătăm. Pentru ce client îl facem, ce magazin a să-l vândă, la ce preț a să vândă, cât a scos materia primă, cum el e construit, cum el e cusut, toate aspectele produsului. Și dacă tu l-ai cusut, ideal.
Dar tu spui că, o, eu vreau să vând pentru H&M. Dar eu m-am dus și am cumpărat stofă de 50 de euro metru. Dar la H&M pantalonul la vânzare 30 de euro metru. Acum pentru asta poți să ai notă 2. Că înseamnă că tu n-ai însușit parte de business corect. Și la dânsă așa, la ora 9 trebuie să duci și lești proiectele în cabinet, profesorul primul de studia. Toți profesorii îți spun fiecare, dar ei spun o notă acumulativă la sfârșit. Dacă tu ai interzăiat și tu îl dai la 9:15, asta e fail. Și în decursul la 4 ani de studii ai voie să ai un fail. Și după asta ești exmatriculat și margă nota sănătoasă, fă ce vrei. Eu nu vă spari, eu să încerc să vă spun că dacă voi vreți să reușiți ceva în viață, nu vă așteptați profesorii să stăi în capul vostru, să vă spun, sau părinții, du-te-și, fă, ori îți trebuie engleză, ori îți trebuie chineză, orice învățați voi adăugător. Trebuie să margă din interiorul vostru, că voi vreți să faceți. Engleză, chineză, fahmat, nu știu ce acolo. Să citiți cărți sau să faceți. Fiindcă dacă voi vă bazați doar pe ceea ce vedeți pe YouTube sau pe Instagram sau acolo arată o fetiță că e o cusută trei basmăluță și le-a vândut și oaie și asta e super crută, asta îți povești cu zmiuri. Eu nu ducem la expoziție în Paris și tehnician la o companie franceză care noi lucram, eu i-a spus, uite, noi ne expunem cu industrie, toate companiile, și el îmi spune, uite, e sama, te rog. Când vin la tine clienți, întreabă și rulaj anual, turnover, în engleză. Dacă mai obțin 2 milioane, nici nu vorbi cu dânsă. Și asta e realitatea. Fiindcă cel care are un rulaj mai obțin de 2 milioane, este o companie neserioasă, mică, începătoare, cu foarte mari riscuri financiare. Și ca să înțelegeți ce înseamnă un brand. Rulajul de 2 milioane, asta e minimum. Băsmăluțele, vândute 3 băsmăluțe în 3 luni, asta nu e business, asta e hobby. Și tot o altă chestie care deja la universitate nu foarte mult ne-au bătut în cap sau, presupun că au avut multe cazuri dramatice. Eu m-au zis cazuri și lumea unde real a rămas bomș, om a străzi. Nu, asta e grav, asta chiar e foarte grav, să crezi în iluzia că tu mâine, tu azi ai făcut ceva care cuiva îi trebuie. Eu am avut, noi lucram, produceam pentru export, am avut un client olandez, olandezul ăsta, dacă îi spune, vâjăiți, foarte, cum, prămălinieine, direct, fără să ocolească, eu îi spun, uite, noi vrem să facem brand, și așa, și așa, și așa, și așa, și și ce tu vrei să oferi nouă lumii? Și просто așa, te pune la pământ deodată. Fiindcă sunt o mie de alte branduri care fac tot ceea ce faci tu, de zice, mai profesional, fiindcă iau experiență. Și omul mi-a dreptate. Da, asta e rund, e destul de direct, fără să te jălească, dar asta e realitatea. Ce vrei nou să oferi tu lumii? Și când învățam, ei ne spuneau așa, dacă nu ai bani, 3 ani străiești în chirie și ai banii azi străiești. Pentru 3 ani de mâncare, sunt număr de foame. Pentru 3 colecții, banii azi străiești, tu nu te apuci să deschizi brand. Fiindcă asta financiară se termină cu istorie foarte, foarte urâtă. Eu deja știu istoria în Moldova. Când din naivitate, a fost lumea încurajată, că, o, wow, ce frumos să deschidem brand-ul, care la urmă și-a vândut apartament, unica ce vreau ei. Și asta e realitatea vieții. Și noi eram foarte încurajați să ne ducem și să lucrăm pentru companii mari, fiindcă într-o companie mare este o structură și voi puteți să învățați ceva. Și când tu deja, peste 2 ani, 3, 4 ani, vrei, să admitem, vrei să-ți deschizi ceva, tu înțelegi, tu mai vrei să faci asta sau nu. Eu am, verșorul meu, am învățat, dar nu la Prometeu, la școala de limoderni, tot e de vârstă cu Șahin,
El a învățat tot la Londra la design și a ajuns să fac practica inițial. El a învățat la Central St. Martins. Eu îți vorbesc pe de universități, dar nu știu dacă trebuie să vorbesc despre cariera mea de mai departe, pentru că parcă în universitățile cam ce e cam etapa la care se iei acum. El, Central St. Martins, e pe primul loc în lume după prestigiu. O scris el CV-uri, o trămâns la casele de modă mare. Și peste jumătate de an sună foarte indignat, foarte supărat că el e la Central St. Martins și acolo casele de modă trebuie să închine în fața lui. Și îi spun, Oleg, casele de modă, eu am fost și eu la practică la o companie de asta și am intrat în oficiul la manager și am fost pe așa de echipă de CV-uri. Și îi angajează unul din acei 100 de CV-uri care sunt acolo. Șansele să merești la o casă mare de modă, nu știu, în rusă este golka stoki sena, un ac într-un grămadă de fân, da? E foarte, foarte mic, trebuie să mari, succes, noroc și tot, ca să poți numeri undeva foarte important. Și am sunat eu clientul nostru francez, a rugat să-l primească și, și mi-a spus foarte direct. Că e tot un brand mare, care nu a fost casă haute couture franceză. Casele este care sunt legate în Franța de haute couture, că ele doar până la vreo 20 în total, ele sunt tare snobe. Și eu zic, nu, nu primim studiază la practică. Noi să facem excepție că noi să vă primim, de atât tu lucrezi cu noi. Că asta nu e așa că te duci, cineva stă cu mâinile, sunt deschise, să te îmbrățișeze, să te primească. Nu, nu e așa. Și fiind de la cea mai bună universitate mondială, ca ca să înțelegeți parametrul de concurență mondială, ei l-au primit, după asta ei s-o primi, el având pe CV numele unei case, el a aplicat, a scris o scrisoare din propria inițiativă, de idee la Chanel și a fost acceptat la Chanel. Fiind acceptat acolo, el și până în ziua de azi, parcă are deja 10 ani, dacă nu cază la Chanel, mai înainte el se gândea la marca propria lui. Acum el s-a calmat deja, spune, nu, 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 eu nu vreau să arunc banii la el. Asta e ce să... Adică când tu lucrezi, deja omul își vede, are el posibilitate, poate el să tragă chestia asta, sau nu poate să tragă, și lui e mai confortabil să fie angajat. Fiecare își alege calea în care vrea să o iei. Mulțumim. O altă întrebare ar fi, suntem în secolul 21 și industria modei este foarte competitivă. Ce provocări are brandul Cercet astăzi? Eu de la voi, până la voi acum, ce zic, și jumătate de ori urmă am fost la Ministerul Mediului, la care noi am avut o întâlnire pe sustenabilitate și pe deșeuri, pe ecologie și așa mai departe. Asta e una din întrebările foarte mari la momentul de azi, care nu are până când o soluție absolut reală și la nivel industrial. Sunt soluții mici de genul că din deșeuri cineva face covoraș, dar asta sunt soluții locale foarte mici, comparativ cu cantitatea de deșeuri cât se produc în lună de o întreprindere care pasă. Vorbim de deșeuri industriale, de deșeuri de textile, nu de gunoi zile. Și după voi mă duc la altă întâlnire, la care trebuie să discutăm cu VAMA. Ei vor să introduc o garanție bancară care poate să distrugă toată industria. Asta așa, ca un exemplu de ziua de azi, ce provocări. Cu toții știm că nu este ușor să conduci o afacere. Cum reușiți să fiți în armonie, echilibrând statutul de femeie de afaceri și viața personală? E dificil și cred că e dificil la toți. Orice persoană care lucrează, spun că pentru orice persoană e dificil să echilibrezi. Din ultimele chestii care eu le fac, la 6:30 dimineața, eu trebuie să departe de Valea Morilor, aici de Lacș. Mă prind un cerc în prejurul lacului și chiar asta echilibrează psihologic cap, mintea, o limpezește, nu știu cum. Este o senzație de o, așa, de un echilibru. Și 3 ore săptămână, eu tot de dimineața practic și yoga.
Precum am mai spus, industria modei este una competitivă și în perpetuă dezvoltare. Dumneavoastră v-ați avântat în acest domeniu și v-a reușit. Care este cheia succesului? Ce a spus de strat? Trebuie să vrei tu să faci asta. Nu că mama vine. Noi avem am avut studenți unde ei spuneau, eu am venit să văd căsătoriasă de atât că sora m-a trăit cu forță, de atât că mama m-a dus cu forță și mai departe. Nu cred că asta e soluția și nu vă îndemn pe niciunul să vă alegeți o profesie care nu vă place. Chiar ca o încercare, poate v-aș recomanda acum, știu că e foarte în vogă, sunt foarte multe organizații care iau studenți la voluntariat. Chiar și noi avem este asociația APIUS, este ZICAUS, sunt toate bazate în cadrul UTM. Poate puteți să dau contacte, puteți discuta cu ei. Noi avem fashion show, de exemplu, care este unul primăvară. Permanent ei iau voluntari. Dacă vrei cineva să încerce să vadă ce e fashion-ul, dacă vreți să încercați, eu am, chiar acum am avut, vara a fost o fetiță de la cel turc sau modul turc? De la urmă. Eu undeva alătura locuiește pe lună la Buican și o vine pe vară și să lucreze la noi. Puteți, dacă aveți de la 16 ani în sus, 17, 18, 18 ani, puteți pe vară să vă duci să angajați în orice companie, să vedeți ce e asta în realitate. Eu știu că fac mult lume și închipui că eu stau ziua de seară, eu nu stau ziua de seară. Eu ziua vorbesc cu clientul, cu vama, cu transportatorul, cu careva minister și tot așa mai departe. Adică nu e ceea ce e în film. Eu de seară acasă, seara, când am timp. Mulțumim mult pentru răspunsurile elaborate. Acum, dragi colegi, aveți ceva întrebări? Cine are întrebări? Da, întrebări. Spuneți, doamna Georgeta, eu aș dori să vă întreb cum să înțelegi că tu ești acolo, nu trebuie să fii. Trebuie să-ți placă ce faci. Era, nici nu m-am văzut ceva de genul. Dacă faci ceea ce îți place, tu nici nu te uiți cât e ora. Și nici nu te uiți câți bani faci. Tu faci. Tu vrei să faci asta. Și care este principiul dumneavoastră de a face? Asta nu este informație publică. Avem o tradiție la proiectul 10 povești de succes, în care vă vom pune câteva întrebări blitz, la care vă rugăm să răspundeți succes. Da. Care este designerul dumneavoastră preferat? Nu știu, Alberto Ferretti îmi place, este un designer italian. Ce preferați să faceți în timpul liber? Să mă odihnesc. Ce vă inspiră atunci când sunteți într-o pană de idei? Pană de idei? Un eveniment, o plimbare. Cum arată o seară de sâmbătă perfectă pentru dumneavoastră? La o cină, liniștită, persoanelor puperte. Când doamna Georgeta Mir este cu adevărat fericită? Fericită. Când, nu știu, mi-e dificil să spun. Poate fi orice, poate fi fericire, poate să-mi provoacă fericire ceea că o dată îmi spune, uite, îmi prac rocheta și mă sunt foarte frumoasă în ea. Pot fi fericit când văd o persoană apropiată. Aici avem un carnet în care fiecare invitat își pune autograful său. Despre dumneavoastră am scris: Georgeta Mir, designer și fondatoarea brandului Georget. Prin talent și dedicație transmite încredere și o stare de bine fiecare femeie, indiferent de culoarea părului, vârstă sau proporții de corpului. O femeie de afaceri, în spirit antreprenorial, puternic. Mulțumesc pentru că autograful. Stai să poate cineva mai are o întrebare.
Da, da, da. Dacă cineva o să mai are o întrebare, pregătiți-o. Da, nouă colecție, Georgia, când o să faci? Noi acum, chiar o să avem săptămâna viitoare un eveniment la magazinul Moda privat și o să fie colecție de anul nou. Altcineva? Mie, dar atât spuneam, un nepot în Franța și a venit, dar lucrează la un magazin de branduri, așa, și a cumpărat o trei de pantaloni și când s-a dus, toate vânzătoare, uai, pe unde așa, și eu dat bani și-o venit, eu rog și lor pantaloni la dumneavoastră. Mulțumesc! Da, mi-e plăcut să aud așa remarci, da. Mai este cineva ca să... De la Croială până la Stopul, eu plăcut, nu știu. Mulțumesc, da, vă mulțumesc mult. Dacă mai ai cineva întrebare, puneți-o. Mai da, suntem ceva vreo destul de banal care la sigur cât apară nevoie. Face altceva. Trebuie de altceva. Gen, trebuie de lucru, nu știu, ești la o plimbare. Face ceva complet diferit. Până la curățenie acasă, orice altceva. Care deja te curăță mintea. Am întrebat. Probabil unele cele mai provocatoare pentru un antreprenor acum sunt tot ce țin relațiile cu alte persoane, deci resursele umane. Aveți vreun criteriu sau un secret atunci când angajați sau ce atrageți așa atenția? Când... Cred că e problematic pentru toți. Da, fetele la mine, este clipul de mine și spun că eu fac face control. Pot să văd persoana și spun că da. Place sau nu-mi place și așa. Fără să văd CV-ul, pot scotărăsc dacă da, îl angajez, nu îl angajez. Aveți niște întrebări secrete, așa? Nu, asta e cred mai mult o chestie de intuiție, da? Cu omul ăsta eu vreau să lucrez, cu omul ăsta nu. Și noi ieri am avut o situație dificilă cu o persoană străină care aici are o funcție și el crede că el e regele. Și eu am avut așa o reacție de repulsie, nu știe el cine e el. Și până în seara când mine s-a dat CV-ul lui și ce face el, s-a adevărat că am avut teme. Nu degeaba așa m-am gândit. Asta cred că e chestie de intuiție. Ceea ce poate aș recomanda tot să dezvolt, fiind tânăr, sunt diferite studii și legate de psihologie. Adică mie îmi place, dar eu fac la nivel personal, nu m-aș apuca mâine să fiu psiholog sau ceva de genul ăsta. Dar asta ajută să înțelegi omul ăsta ce vrea el în viață, în momentul în care ești angajator. Dar în primul rând, prima recomandație, acaparați experiență. Fără experiență, n-aveți cum să fiți mai bun decât cineva care are experiență. Nu este posibil. Ca o haine, ca un exemplu să vă dau, nu o să vă dau lume. O persoană care era blogăriță, azi e hotărât că e fashion designer, foarte frumos poate să vorbească, eu n-am dat rost de a fi mare orator. În Instagram tot spune fetelor, noi facem calitate de lux, tra-ta-ta-ta-ta, calitate de lux, lux, pret-a-porte, haute-couture, și ceva, adică învățat trei cuvinte, le-am învățat. Și faci poză și arată careva produsul, da? Și ce e prelucrare de H&M? Este prelucrare a timpului de nivel pre-aporte și de diferite niveluri, că ele se diferențiază. Și este prelucrare a timpului de H&M. Și ce e prelucrare a timpului de H&M? Fata, ea nu știe, ea n-are de unde să știe. Eu am avut situații când tot din careva, din tot așa, persoane nu, care nu vin din domeniu sau eu am făcut practică la un casă haute-couture în Londra, unde toată familia regală și regală britanică și mondiale se deserveau. Și acolo erau tehnici speciale, da, de prelucrare. Eu știu cum se face asta, de tot eu am văzut cum se face asta acolo. Și cineva aici, când ne-a avut folosesc cuvântul ăsta haute-couture, mie în țară țandu, cum se spune simplu. Nu pot. Eu nu pot spun că eu pretind să fiu cofetar de Michelin, când, da, eu poate fac o tortă acasă, dar nu înseamnă că eu pot să mă echivalez la bucătarul cealaltă de Michelin. Nu e corect cu lucrul ăsta. Sau ne lucrând nici o zi într-un restaurant Michelin, cum eu pot să pretind la lucrul ăsta? La noi se găsesc persoane care îi învăța trei cuvinte și îi le folosesc. Și am avut o situație, am avut un fashion show cu mai mulți designeri, unul din aceștia au custorochii care am îmbrăcat-o pe doamnă și fermoarul s-a stricat pe loc. Și ea trebuie să iasă pe scenă.
Și sunt așa, țină de rău, chestii nu cadă, că nu puteai să-i faci nimic, firmoarul s-a blocat și mă împrumesc și spun, zic, hai după asta vin la mine și ți-a să-l îngresc. Ce fel de firmoare spun la așa tipuri de rochi? Și nu poți să ai cunoștințele, este numai prin cei ce vezi tu pe televiziune, pe Instagram sau nu știu ce. Tu trebuie să fii în interiorul companiei. Să poți face acei prelucrare ca haina aceea să arete așa cum îi trebuie să arete. Noi avem situația că noi lucrăm cu mărci mai mici și noi lucrăm cu ăștia mari și noi le spunem, uite, tu vrei efectul ăsta, trebuie să faci asta, asta, produsul trebuie să aibă așa, 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 prelucrare, ca ea să arete de banii ceia. Că de altfel e n-a să arete ca produs de lux. Adică cei ce se vede, chiar dacă duci în magazin și le vezi asta, nu e în așa ceva. Trebuie să fie acolo, în interior, companie, ca tu chiar să știi fiecare nuanță. Sunt convinsă că aveți o grămadă de premii, de diplome. Noi avem una modestă, dar știți că e făcut diploma asta așa din inimă pentru dumneavoastră. Am fixat numele dumneavoastră și am scris mai multe cuvinte care ar începe tot cu litera G, care credem că v-ar caracteriza gânditoare, grijulie, grațioasă, galantă, grandioasă, glorioasă, genială în ceea ce faci, gingașă, grozavă, glumeață, generoasă și sperăm să-l primiți cu mare drag de la noi. Dragi comediști, vă mulțumim că ați participat la cea de-a șasea ediție. Mulțumim foarte mult invitatei noastre care chiar ne-a inspirat. Ați vorbit atât de inspirat, deși ați spus că nu aveți darul acesta al elocinței, dar vedeți că v-ați făcut ascultată. Important este că ceea ce faceți, faceți minunat și apreciem, prețuim ceea ce faceți. Vă mulțumim. Să știți că la Prometeu Prim întotdeauna ușile și porțile sunt deschise pentru dumneavoastră. Eu puteți să vedeți într-o excursiune la producere, să vedeți. Da, mulțumim. Să vedeți cum mulțumim frumos. Haideți acum să facem o poză. Putem să mergem cu o poză să facem. Toți cei care doresc să avem o poză de grup cu doamna, vă rugăm să veniți aici.